și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în dimineața aceasta la Sfânta Liturghie s-a citit o evanghelie mai lungă, întâlnirea lui Hristos cu o femeie din Samaria care l-a întrebat: Doamne, unde să mă rog și cum să mă rog? În dimineața aceasta vrem să învățăm cum ar trebui să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu, ca închinarea noastră să fie după voia lui Dumnezeu și să fie primită. Se întâmplă însă ceva delicat în religie. Intră rutina. Rutina înseamnă să faci un obicei de mai multe ori, te-ai obișnuit așa de mult cu el, încât toate merg după tipic și în suflet nu mai rămâne nimic. În dimineața aceasta vrem să învățăm cum să nu facem rugăciune de rutină. Cum să nu citim de rutină. Dați-mi voie să vă spun. Spre exemplu, poți să rosti rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. O poți rosti din toată inima, gândind la ce vorbești, sau din rutină. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și zici și zici. Vrem să învățăm în dimineața aceasta, Dumnezeu nu primește rugăciuni de rutină. Poți citi la stradă din rutină. Iertați-mă, poți da răspunsul la liturghie din rutină. Vrem să învățăm că atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne adunăm gândurile împrăștiate, să mergem aici, toată grija cea lumească, să o dăm afară și să ne concentrăm că stăm înaintea unui Dumnezeu sfânt și atotputernic. Dar ca să ieși din rutină, trebuie să înțelegem câteva lucruri. Unu, cui ne închinăm noi? Oare cui ar trebui să ne închinăm? Scriptura spune: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-L slujiți. Să-L slujești. Ascultă-mă cu mare atenție. Închinarea este exclusivă lui Dumnezeu. Noi ne închinăm doar lui Dumnezeu în treime. Când apostolul Ioan a fost în Patmos, s-a aruncat la picioarele îngerului să se închine. Și îngerul a spus: scoală-te, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Fraților, ne închinăm, țineți bine minte, nu creaturii, ci doar făcătorului, creatorului. Biserica Ortodoxă are formula fericită care spune așa: lui Dumnezeu ne închinăm și pe sfinți îi cinstim. Fecioarei Maria îi dăm cinstea cea mai deosebită după Sfânta Treime. Dar închinarea este exclusivă lui Dumnezeu. Dacă cineva își permite să se închine altcuiva decât lui Dumnezeu, închinarea aceea e o scârbă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu poate primi așa ceva. Primul lucru foarte important, ne închinăm doar lui Dumnezeu și niciodată făpturii sau creaturilor. Dar cum ar trebui să ne închinăm sau cum am putea să ne închinăm? Vă spun câteva lucruri de nuanță. Nu te poți închina lui Dumnezeu dacă tu nu ți-ai dat viața și păcatele lui Dumnezeu. Dacă tu nu te-ai proștenut ca Maria Magdalena, odată să sprângi păcatele și să le plângi și să auzi din gura Mântuitorului: ești dezlegat de păcatele tale. Până când nu se întâmplă acest act al zdrobirii, a pocăinței, să mă ierți, te faci că te închini. Poți să-ți faci cruce și un lucru nobil, dar dacă tu nu ți-ai dat viața și păcatele lui Dumnezeu, nu te poți închina cu adevărat. Apoi încă ceva. Închinarea adevărată vine dintr-o inimă, fiți foarte atenți, care îl dorește numai pe Dumnezeu. Auziți-l pe împăratul David: cum dorește un cer izvoare de apă
așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu. Au zis să te dau, spun din nou, Doamne, pe cine am eu în cer și pe pământ, afară de tine? Samaritenii, de unde era această femeie, știți ce aveau ei? Îl aveau și pe Dumnezeu și doi viței. Și se închinau și la idolii și la Dumnezeu. Poate vei spune, părinte, acum nu mai avem viței. Ascultă-mă, avem viței în inimă. Un vițel poate fi banul, un vițel poate fi jurătura, un vițel poate fi băutura. Orice concurează pe Dumnezeu e vițelul tău. Orice nu poți lăsa la o parte e vițelul tău. Și până când nu-L pui pe Dumnezeu pe primul loc, ascultă-mă, închinarea ta nu-i valabilă. Dar eu spun în dimineața aceasta, Doamne, curățește-ne inima. Doamne, curățește-ne de plin viața, ca închinarea noastră să fie vie și să fie reală. Dar mai e ceva. Închinarea și rugăciunea este un mod de viață. Nu ne rugăm doar la biserică, da, aici pornim toate motoarele, dar viața noastră trebuie să fie închinare. Vă spun câteva versete din Scriptură și apoi le tălăbăcesc. Romani 12:1 spune așa: pentru îndurările lui Dumnezeu, vă îndemn, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte slujbă duhovnicească. Apostolul Pavel spune, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Vă tălmăcesc acum. Doctorul Pap, când trăia, eu am o problemă cu nasul și acum am deratrasă o rinită, m-am dus la el să mă consulte, să-mi dea leacuri și a spus, părinte, dumneata dovănești? Domnul doctor, dar eu sunt preot. Cum vorbiți așa? A, zice, ești preot acolo la biserică. Zice, când ești îmbrăcat în hainele alea, după aia ești ca noi. Și a spus, domnul doctor, să mă ferească Dumnezeu să fiu preot numai la biserică. Eu sunt preot și în bucătărie, eu sunt preot și pe stradă, eu sunt preot și la alimentare. Adică, oriunde eu trăiesc înaintea lui Dumnezeu și eu îl reprezint pe Hristos și viața mea de zi cu zi vreau să fie o închinare înaintea lui. Ascultă-mă și nu o lua nume de rău. Dacă te rogi numai la biserică, e bine, dar nu e suficient. Viața de închinare e o viață care în fiecare clipă o trăiesc pe Sfântul Dumnezeu. Am citit săptămâna aceasta un lucru interesant. Cineva tundea iarbă, dar tunzând iarbă, se ruga cu adevărat și scria acolo, am simțit că vine Dumnezeu la mine și o prezență lui Dumnezeu ca în biserică și m-am proștenut pe iarbă și am făcut pătănii și m-am închinat lui Dumnezeu neștiind că poate vine Dumnezeu și când tund iarba. Dragii mei, închinarea trebuie să fie un mod de viață. Dar întrebarea e, cum e când apare rutina? Cum e viața? Vă spun cum e. Lipsă de bucurie, teror, dar n-ai nicio bucurie. Mă duc, am bifat, am făcut-o și asta. Lipsă de dragoste, lipsă de pasiune. Dar ce dă rutina? Vă spun ce dă. Relația cu Dumnezeu e ca orice relație, relația se întreține. Dacă n-ai întreținut relația, ai intervenit cu scăciunea. Și mai e ceva. Păcatul a intervenit de tine și Dumnezeu. Dar întrebarea e, cum să ieși din rutină? Săptămâna aceasta am vorbit cu câțiva oameni foarte ocupați din România, businessmen de mare, mare clasă, dar și credincioși. Și am întrebat, domnule, spune-mi dumneata cum te rogi, cum nu te rutinezi rugăciune? Și mi-a spus așa, un om care are afaceri naționale și internaționale. Eu îmi fac programul și decât să mă enervez după ora 3 noapte că nu pot dormi, auziți-vă, iau și fac un acatist,
două, și spune, mi-a spus că sunt când ajung la cincea catiste. Și a spus, domnule, dar nu le faci așa fluierând repede. Nu, a zis. Totdeauna găsești ceva nou. Totdeauna când citesc, simt că aștept să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și se întâmplă asta. Și totdeauna fac cu mare bucurie. Ce vreau să spun? Ca să te poți închina, trebuie să-ți faci timp. Unul din profesorii mei din Tinerețe a avut un duhovnic evreu și ne-a spus așa. L-am întrebat pe duhovnicul meu, domnule, care-i secretul dumitale? Și evreul, profesor, părintele a spus așa. În fiecare dimineață, eu la ora 4 mă trezesc. Și de la ora 4 la ora 7 iau Scriptura, iau Saltirea, de la 4 la 7, în fiecare dimineață stau cu Dumnezeu. Profesorul meu mi-a spus așa, am luat și eu hotărârea, ca nu de la 4, de la 5 la 7 mă voi scula în fiecare dimineață, îmi voi pune ceasul la ora 4 și jumătate, de la 5 la 7 voi fi la rugăciune. Ascultă-mă. Relația cu Dumnezeu cere un pic de timp. Poate vei spune, n-am atat timp. Ai timp dacă îți faci. Nu fă două ceasuri. Fă 15 minute dimineața și fă 15 minute seara. Dar nu grabă. Nu repezite. Ci fă-ți timp realmente să spui, Doamne, eu sunt aici să mă închin cu toată ființa mea. Dați-mi voie să vă spun eu ce am în minte când stau singur cu Dumnezeu acasă și mă închin. Trei lucruri am în minte. Am în mintea mea un Dumnezeu care stă pe tronul Universului, căruia îngerii cântă Sfânt, 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 e Domnul Salaot, un Dumnezeu care ține tot văzduhul și tot Universul în mâini și ține și viața mea și inima mea. Se face mică cât un purece. Doi. Când mă închin al doilea lucru lui Dumnezeu, am în minte un Dumnezeu care se topește de dragoste pentru mine. Atât de mult m-a iubit încât a fost în stare să-L trimită din cer pe Hristos și să moară pentru mine. Eu nu știu ce simțiți dumneavoastră, dar când eu rostesc cuvintele lui Hristos, acesta este trupul meu care se frânge pentru mine. Îl văd pe Hristos bătându-se pe Golgota. Când rostesc, acesta este sângele meu. Văd picul de sânge. Și totdeauna când mă duc la rugăciune, am în minte un Dumnezeu care se topește de dragul meu. Și mai am un lucru în minte. Când mă duc la rugăciune, am în minte un Dumnezeu care are un viitor pentru mine și îmi vrea binele de plin. În această imagine, înaintea unui Dumnezeu care ține viața mea și sănătatea mea și viața mea, ține toate în mâini, un Dumnezeu care se topește de dragoste și un Dumnezeu care vrea binele. Când mă duc, inima mea se face mică și mă topesc înaintea lui. Și vă spun, închinarea nu sunt vorbe, ci e revărsarea inimii tale către inima lui Dumnezeu. Înțelegi cât de mult te-a iubit El, cine este El, ce a făcut pentru tine și atunci cu toată ființa ta te proșterni și te închini înaintea Lui. Vă spun și mă apropii de încheiere așa. După o închinare adevărată, de acolo mergi transformat, mergi purând, mergi cu atâta bucurie. Femeia din Samaria, după ce s-a închinat și ți-a spus, a uitat că a venit la fântână după apă și a lăsat găleata și a mers și a spus, eu am găsit pe Hristos. Dacă cineva se închine cu adevărat, va merge plin de bucurie și va spune lumea, ce s-a întâmplat cu tine? S-a întâmplat ceva. Dragii mei, Dumnezeu e Fiul și El așteaptă o închinare vie și reală. Mă rog Bunului Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească, să nu ne închinăm de formă, să nu ne închinăm de obicei, ci toată inima noastră, cum cântăm, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm și Dumnezeu să ne ajute la aceasta.